Minerii din Valea Jiului ar putea ieși la pensie dacă au 15 ani lucrați în subteran, potrivit unei inițiative legislative inițiate de senatorul Cristian Resmeriță. În prezent, minerii pot ieși la pensie dacă au cel puțin vârsta de 45 de ani și 20 de ani lucrați în subteran. Decizia se aplică doar în cazul angajaților la minele care se află pe program de închidere, unde sunt aplicate măsurile Comisiei Europene. Inițiativa senatorului Cristian Resmeriță se referă, în fapt, la modificarea legii 263/2010 privind sistemul de pensii publice, în sensul introducerii unei noi categorii de persoane care poate ieși anticipat la pensie fără a fi penalizată. Cele două condiții să rămână, dar să se modifice astfel. Vârsta de pensionare minimă să rămână 45 de ani, deci nu mai repede. Dar, atenție, acolo unde oamenii lucrează la exploatări miniere care se închid datorită înțelegerilor pe care statul român le are cu comunitatea europeană, oamenii se pot să iasă la pensie cu 15 ani vechime în subteran. Deci, încă o dată doresc să explic foarte bine, pentru ca toată lumea să înțeleagă, să știți că au fost colegi de la București, care m-au și acuzat în ghilimele, pentru faptul că aș dori ca oamenii din Valea Jiului să lucreze doar 15 ani și să iasă în pensie la 45. Este fals. Am făcut o statistică la nivelul complexului energetic cu Hunedoara și sunt în principal femei, pentru că știi, noi am avut 57.000 de angajați, în momentul de față avem sub 4.000, nu mai intrăm în amănunte. Sunt în principal femei care lucrează de foarte multă vreme, dar care nu au grupa 1 de muncă decât pe o anumită perioadă de timp. Și atunci riscăm ca în perioada imediat următoare, multe femei care au între 50 și 50 și ceva de ani în principiu să rămână în aer. Și fără serviciu, și fără ordonanță, și fără posibilitatea de a ieși la pensie. Ori eu îmi doresc ca toate persoanele care au lucrat în industria minieră să beneficieze de pensii corecte. În plus, senatorul Cristian Resmeriță încearcă să obțină ca această măsură să se aplice și retroactiv tuturor celor care au ieșit la pensie conform normativelor europene, în sensul recalculării pensiilor în cazul în care pensionarii au lucrat mai mult de 15 ani în subteran, dar sub 20 de ani.